Bine v-am găsit la episodul numărul 3 din Inteligența Art Digitală. Marius nu mai urla că se uită urât Robin la tine. Inteligența Art Digitală este un podcast sau cum am vrea noi să spunem o manifestare de foarte multe cuvinte inteligente care se întâmplă aici la noi la Magic 5 cu ajutorul lui Earth Production care ne susține cu toată tehnologia care există, în care eu invit niște oameni care sunt dragi mie și care au un cuvânt de spus foarte important și la care le pun niște întrebări pe care nu le-am generat eu, ci le-a generat un calculator, în speță o inteligență artificială. Ce iese, e lezne de înțeles că e pe alocuri amuzant, dar de cele mai multe ori sunt foarte multe lecții de învățat. Astăzi e o zi importantă, este momentul în care eu îmi iau revanșa și după foarte multe dăți în care am răspuns întrebărilor Ralucăi, Raluca Eparu, sunt la momentul la care pun eu întrebări. Hai, salut! Oricum nu ți-ai revanșa că eu nu te-am întrebat cu inteligența asta artificială și am stat și am scornit, m-am uitat, m-am documentat, adică așa cum face un reporter. Cum ar fi trebuit să fac și eu, așa exact. E, dar de fapt nu fac. Exact. Pentru cine nu știe despre cine este vorba, Raluca Eparu, din punctul meu de vedere, este cel mai onest, drept și cinstit reporter și jurnalist din toată România. De ce spun chestia asta? Hai pe bune! Asta nu este inteligența artificială. Știu că nu te așteptai. O să vă spun de ce zic chestia asta. Noi suntem într-o relație tehnică, ca zic așa, deja de vreo 5 ani de zile, nu? 5 ani? 5 ani, au trecut deja. Da? Avem peste că mai mult. Cam vreo 5. La modul la care noi am realizat site-ul pe care tu publici știrile și în același timp eu știu ce fel de știri publici tu. Și o chestie care mi se pare nu interesantă, ci din punctul meu de vedere ar trebui să învețe toți restul jurnaliștilor din România și nu numai, este că tu nu te vinzi. Tu nu o să publici ceva în ceea ce nu crezi și ceea ce nu reprezintă valorile morale ale cititorilor tăi. Și așa că... Dar eu nu trăiesc din site, știi? Aia e, știi? Adică nu pot să-i judec pe colegii mei care, dacă trăiesc din site-ul ăla, se mai și vând. Da, dar mie mi se pare că, uite, vezi, am dat drumul la poveste fără măcar să te întreb ce vrea inteligența, te întreb eu. Dar mie mi se pare că chestia asta cumva dăunează, adică oamenii, jurnaliștii care se vând, cum ai zis și tu, și se vând, e firesc să se vândă, toți avem nevoie de bani, ajung să promoveze niște lucruri care de fapt mai mult fac rău decât fac bine. Și când spun mai mult fac rău, mă refer la o întreagă societate. Și noi cumva am ajuns astăzi unde suntem, că nu suntem în cea mai slim fit formă a societății care am putea avea. Adică știm cu toții, analfabetism funcțional, știri pompoase, bombastice în care nu știu care o bătu pe nu știu care. Nu cred că suntem într-un punct bun al societății. Și întrebarea mea este, crezi că dacă, nu știu, ar exista o etică în jurnalism care să fie deasupra banilor care se primesc, lucrurile ar fi mai bune din punct de vedere al societății? Păi există o etică în jurnalism. Acum mai trebuie să fie și respectată, știi? Ca toate regulile din România. Că românul are așa o chestie să... Cum putem să evităm? Cum putem să găsim ceva, să eludăm legea și să o scoatem în interesul nostru? Nu. Există o etică în orice meserie. Apropo de chestia asta, am văzut un studiu făcut de McKinsey. McKinsey e o casă de rating, de ce țin eu minte. Un studiu făcut pe economiile oamenilor și cum anume a fost poporul român afectat de ceea ce s-a întâmplat în capitalism după comunism. Și au ajuns la concluzia, după 30 de ani de capitalism, că 70% dintre români fac parte din categoria celor care se descurcă. Adică oamenii care nu au niciun soi de bani pus deoparte, nu au niciun soi de perspectivă de viitor și dacă mâine și-ar pierde locul de muncă sau sursa de venituri, ei o să găsească o cale să se descurce. Adică vor schimba cei 100 de euro, nu? Da, cei 500. Deci zici că etica există, dar nu se aplică. Există. Unii o aplică. Eu cred că e vorba de fiecare om în parte, nu? Dacă tu ești corect cu mine, eu sunt corectă, că așa am fost învățată în familie. Sunt și oameni care se descurcă. Da. Nu e neapărat cel mai bun lucru din lume. Uite, acum o să fac ca și doamna RFI, frate, să se mete gheață la mea. Întrebarea numărul 2. Mă întreabă aici inteligența art digitală, care e de fapt artificială. Dacă ai fi o destinație turistică, care ai fi și de ce? Praga. Este orașul meu de suflet.
cum să zic, nu, parcă nu m-aș muta acolo, că îmi place foarte tare Ploieștiul. Dar Praga e în gândul meu oricând vreau să evadez. Și zic că în momentul ăsta nu mă simt bine și zic că uite, sunt la castel. Parcă simt piatra aia cubică și aerul de Praga. Știi? Adică nu degeaba îi zice orașul de aur, are o energie, nu mi-a fost măsurată. Da? Da. Zic mai multă despre energia. Că... Măi, este o energie anume. Eu când am fost prima dată la Praga, am fost deja de vreo 3 ori și Robin de vreo 4. Am coborât în aeroport, mă, am pus piciorul în aeroport, da? Nu era la Burlan. E pur și simplu, pur și mergeam simplu cu autobuzul, da. Și ne-am uitat unul la altul, am făcut așa. Băi, parcă mi-aduc aminte soarele ăla, cum îmi bătea pe față, că era dimineață. Și ne-am uitat unul la altul și zici, și tu simți la fel, parcă mi s-au ridicat toate problemele de pe umeri. Ce tare. Deci îți dai seama că cei care locuiesc în Praga, din punctul ăsta de vedere, probabil sunt niște oameni mult mai calmi, mult mai așezați. Nu știu cum sunt. Îmi plac inclusiv praghezii, mi s-au părut așa, liniștiți. Dar orașul ăla este fenomenal. Este ceva în el. Am impresia că cunosc fiecare stradă și pe aia pe care n-am fost, parcă o știu. Păi, e posibil că poate la un moment dat. Este posibil. Este posibil. O dăm în ezoteric și într-un fel este bine că o dăm în ezoteric pentru coleg un pic de alte chestii. Că mie mi se pare foarte important ce povestim acum. Acum vreo 20 de ani era tabu să vorbești cu cineva despre energie, despre, nu știu, despre feng shui, despre mindset, despre stare de spirit. Cumva dacă spuneai așa ceva, toată lumea era mama nebunit. Astăzi, pe măsură ce... O avansat o meserie care se numește coach de mindfulness, că există așa ceva. Oamenii au început să fie mai deschiși spre zona asta care ține mai mult de, hai să zicem, ezoteric, spiritual. Eu cred foarte tare că felul în care noi ne simțim are foarte mare legătură cu ceea ce reușim să facem. În orice aspect al vieții noastre, că e vorba de business, că e vorba de relații, că e vorba de viață de zi cu zi. Și eu cred că unii oameni nu reușesc să performeze și nu reușesc să aibă bine în viață tocmai datorită faptului că ei nu se simt bine. Și ei caută răspunsuri la cum anume să-și rezolve problemele din punct de vedere tehnic, când de fapt ei ar trebui să stea o secundă să se uite în oglindă și să se gândească dacă cu adevărat ei se iubesc pe ei sau nu. Păi de acolo vine mult din copilărie, știi? Când începi să te cauți pe la terapeuți, îți dai seama și de ce nu merge aia și de ce nu știi să ceri bani mai mulți într-un contract, că părinții tăi n-au pus prea mare preț pe bani. Începi să-ți dai seama de ce nu te iubești foarte mult și de ce nu te apreciezi, pentru că ți s-a spus, vai, nu ești în stare de nimic. Dar cumva trebuie să vină din tine așa și să-ți dai seama, bă, de uite cât te-am făcut. Să te iei în brațe așa, inclusiv copilul ăla bătut și de soartă care erai, să spui, da, tu ești bun, ești frumos, să vezi când o să crești, o să se rezolve totul de la sine. Vezi, e o chestie în a face, dar în a te simți poți să începi, hai să mă simt bine. Corect. Nu poți să controlezi lucrurile, cei mai mulți oameni aici cred că au problemă. Că vor să controleze și de fapt nu poți să controlezi nimic. Corect. Nu pot să controlez, pot să sper doar că făcând lucrurile bine, mi se va întoarce bine. Că vorbeam mai devreme de legea atracției. Corect. Uite, e o chestie, o să o mărturisesc în public. Tu l-ai luat pentru că atât de mult râder, nu? Așa că el asta a fost... Da, da, da. Deci eu cred că și când au zis da și după care au râs. Genial. Nu mă, era emoționat, pe bune. N-ai râs? Robin, n-ai râs? Nu, a râs după. O zis, ce am făcut? Recunosc în public faptul că de câte ori mă văd cu voi doi, că indiferent că ne întâlnim pe stradă sau că îmi faceți o vizită, că eu n-am prea venit pe la voi, dar mai mult am avut oroarea să vă am pe voi pe aici, de fiecare dată când mă văd cu voi, nu știu, după aia, din momentul în care voi plecați, lucrurile merg altfel și cred că chestia asta se datorează în mare parte vibe-ului. Cum zice vibe în română? Energie, stare de spirit. Da. Stare de spirit cu care voi veniți în orice fel de întâmplare, conjunctură, relație. Și asta vreau să zic, că abia aștept să mă văd cu voi, că știu că după aia e bine, știi? Adică nu știu cum să-ți explic chestia asta. Și sunteți niște oameni de la care am avut de învățat, deci drept urmare, să vezi tu ce întrebare îți spun acum. Ia zi!
Care este cel mai amuzant sau ciudat interviu pe care l-ai avut vreodată și ce s-a întâmplat în timpul acelui interviu? Când mi-a fost luat interviu? Când l-ai dat. Sau când l-am dat. Când l-ai cerut-o. Bă, da, hai să spun că oricum, eram pe la Păcureți, cred, și trebuia să o intervievăm pe o doamnă care era într-o relație amoroasă cu viceprimarul localității. Okay. Și care dintr-o dată era într-o relație mai veche amoroasă din ce am aflat de la vecini. Dintr-o dată și-a dat ea seama că a fost violată de viceprimar. Era campanie electorală, mă rog. Și pentru că Robi nu se grăbește niciodată, că de ce să te grăbești, oricum nu poți să controlezi nimic, am ajuns după ceilalți colegi. Și evident că a trebuit să mă rog de femeie, doamnă, știți, haideți să așa, și cum s-a întâmplat. Și ea zice, începem, povestește, eu o ascultam foarte, de obicei îmi pun o față serioasă, pentru că chiar încerc să îl înțeleg pe om, nu pot să râd. În momentul în care omul ăla îmi vorbește despre o chestie sensibilă, indiferent că era așa sau că nu era, femeia se plângea de niște probleme grave prin care trecuse. Și la un moment dat zic, dar ați fost la doctor, la medicul legist, ca să probați că ați fost violată? Și ea zice, păi n-am fost violată. Deci îmi pică fața așa, nu știu ce expresie am avut, dar simțeam cum îmi pică fața, zic, și de ce sunt eu aici? Se dăduse violul mai devreme, rămăsese fără da, viol. Și zice că nu m-a violat așa normal, m-a violat cu degetul. În momentul ăla simțeam cum Robin râde în spatele camerei. Deci îl simțeam cum râde. Eu a trebuit să fiu în continuare serioasă și zic, vai, cum așa? Degetul mare sau degetul mic? Măi, n-am mai cerut detalii. Ideea este că ieșim pe poartă. Adică asta a fost mai tare decât interviul în sine. Ieșim pe poartă și o vecină începe și înjură. Fă, firaia, dracu, dar când te culcai cu tot satul? Mai mergem, mai facem, mergem pe o stradă, exact pe strada pe care stătea viceprimarul, că n-a treia să-l întrebăm și pe el. O altă doamnă, bărbate, mi-o era tractorist. Era? Și da, și avea o relație, ca să nu zic cum a zis doamna, cu Panorama asta și câtă bătaie mai îmi luam eu acasă din cauza ei. Deci e clar, doamna în cauză. Deci el a fost un interviu, n-am cum să-l uit. Deci tu ai fost să intervievezi vulpea din celebrul banc cu vulpea. Exact, știi? Nu? Exact. Știi bancul? Nu știi? Nu știi? Wow. Deci, în fine, fast forward, înainte vulpea era cea mai de treabă vulpe din lume și mai treceau, ba lupul, ba iepurile, ba ăla, ba ăla. Și la un moment dat a trecut ursul. Și ce să vezi, ursul, eu acum trebuie să zic un banc cenzurat, ursul a incapacitat vulpea în a mai întreține relația amoroasă cu restul care stau la coadă. La care restul de la coadă supărați, bă, ursule, ce ai făcut? Că da, acum vine iepurașul și unde? Că hală industrială, la care ursul foarte relaxat zice, nu-i panică că îi pune fermoar. Ce banc urât. Da, dar ți-a plăcut cu la ce zurat. Și misogin. Da, bine. Deci a intervenat vulfea. Ce urât, incredibil. Aici mă pune să te întreb dacă ai putea să deschizi propria afacere, dar eu nu să te întreb, pentru că știu sigur ce. Deci, nici măcar nu cred că aș putea. Uite, dacă ți-ai deschide propria afacere. Aș putea, dar vezi, sunt așa prinsă cumva. Fac cercei, fac tot felul de chestii. Asta zic. Că tu deja ai cumva, știi, un soi de... Așa, aș putea să-mi deschid propria afacere, dar n-aș mai avea timp să și scriu. Știi? Și... Și ce e mai important? Scrisul sau făcutul de cercei? Cred că scrisul. Scrisul, așa e? Da. Adică știu că cercei mare pasiune, mare pasiune mare. Nu cred că există ploieștean că să nu fie auzit de cercei. Și nu neapărat pasiunea mea, ci a fetelor care poartă. Da. Mie îmi place doar să cos. Am înțeles. Da, nu, nu te mai întreb asta cu afacerea, că n-are sens. Dar, uite, în afară, te întreb, următoarea întrebare e bună și zic de pe acum că n-ai voie să răspunzi cu Robin sau Sabina, da? It's by default, da, în răspuns ei există deja, da? Dacă ai putea să-ți petreci următoarea vacanță pe o insulă pustie, ce trei lucruri ai luat cu tine și de ce? Pom, pom. Un calculator logat la internet. Ok. Să vă știrile, nu de alta. Așa. Apă. Păi, tati, ce? Apă, nu? Ca da. Să nu mor. Așa. Așa și niște batoane proteice, ceva. Ca să nu mor. Să nu mor de foame și de sete. Deci, în alte cuvinte, dacă tu te duci pe insulă pustie, ți-ai luat net ca să
vezi știrile, mâncare și apă. Da. Atât. Da. Sunt dependentă de știri. Eu plec în vacanță. Eu crezi că ești dependentă de batane. Caut, pe bune. Ajungem în Italia, am găsit Pro TV Internațional. Zic, wow, deja este foarte bine. Aflu și ce se întâmplă în țară. Incredibil. Păi nu, trebuie să știm, nu? Da. Ce se întâmplă pe lumea asta. Uite, o să, următoarea întrebare o iau și nu o lăsa așa cum o scris-o. Inteligența, că nu-i prea inteligență. Îl salutăm pe Sorin. Zicem, nu zicem, salut Sorin. Întrebarea ar fi fost în felul următor. Dacă ai fi un animal, de ce ai fi pisică și de ce? N-ai adică, mă, cum? Dacă am pisică. Dar chiar, de ce îți plac pisicile? Mie, de exemplu, nu-mi plac pisicile, mie îmi plac câinii. Și am motive pentru care. Nu îți placă pisicile? Nu îmi plac pisicile. Vai, sunt atât de mișto. Este singurul animal care te mănâncă după ce mori. Zici tu? Da, există studii. Al meu este atât de dulce. Până o mierlești. Și vine și mă pupă. Și... nu mierli împreună. Bine, adevărat, vine și mă pupă la 3 dimineața, care are nevoie de afecțiune Killer când Kitty. Eu dorm. Vine, te miroase la nas. Da. Dormi? Dar de ce dormi? Hai că eu nu mai vreau să dorm. Că trebuie să lucrezi pentru mine, human. Exact. Ce faci? Adică, exact. Știi, îți dai seama că noi oamenii, dacă ne luăm pisici, noi de fapt sclavagim pentru pisici. Pisicile se descurcă. Cred că da, aș vrea să fiu pisică. Da, că eu nu prea mă descurc, știi? Dacă ești mai pe drept așa... Da, aveți o pasiune voi cu pisicile. Bine, eu pot să înțeleg că la un moment dat am avut și eu vreo 20 ceva de pisici. Și e o chestie legată de pisici, apropo de energie. Știi că o pisică absorbe energiile negative din orice casă. Adică o pisică ținută în brațe echivalează cu, nu știu, habar n-am, două ore de meditație. Fiere. Adică are niște, da. Are niște chestii. Capacități. Dar în același timp pisica, eu n-aș avea încredere într-un animal care nu știe să moară. Adică, na, eu am văzut pisici călcate de mașină care încă alergau. Am avut o mâță care o sărit de la etajul 4. Și-o supraviețuit, fără nimic rupt. Adică, eu dacă cad de pe masa asta, trebuie să chem smurdul. Nu spune că eu zilnic, nu știu, că mai văd câte o pisică moartă pe marginea drumului și mă gândesc la al meu de acasă, zic, Doamne, ce o să fac? O să moară de bătrânețe, dar ce o să fac eu atunci? Ce o să faci? Deci, cred că o să-l jelesc ca pe... Da, mă, știu, nu este bine să te... Eu l-aș întreba pe Robin ce părere. Da. Păi Robin îl iubește de nu mai poate. Facem cumva să... Uite, vreau să stabilesc cu tine că așa am martor și cumva nu mai are cum să scape, știi? Robin stă doar în spatele camerelor de luat vederi. Din când încă mai dă și cu un interviu când donează sânge. Exact, da. Dar nu există o variantă long a unei povești cu Robin, știi? Adică nu, nicăieri nu există un loc în care să trebuie... Domnul Robin, de ce pasiunea ta este filmatul și de ce te-ai apucat de chestia? A fost odată cu mine la o emisiune, da? De fapt chiar la mai multe. Vreau și eu să văd emisiunea aia. Na, e de mult, pe la Alfa TV, nici nu mai există Alfa TV. Am fost noi, ne-am luat la bătaie sau ăia ne-am luat la bătaie. De ce? Pe la... Tu nu știi. Tu nu știi că nu ești din Ploiești de atâta timp. Era o casă, monument istoric. Ilie Lumânăraru se numea. Era foarte veche, pe undeva pe linia de tramvai, pe lângă piață. Okay. Din strada Constanței pe Gheorghe Doja. Și au lăsat-o, proprietarul a lăsat-o să se prăbușească special ca să poată să facă acolo alte business-uri. Și eu urmăream casa aia în detaliu, până s-a prăbușit. Știam istoricul ei tot. Și ne-am dus să facem niște poze exact după ce se căzuse această casă și deja începuse să construiască ce este acum, piață cu diverse chestii. Și a apărut un personaj care s-a înfipt în Robin, l-a târât într-o gheretă de-a lui, da? Adică și agresiune și privare de libertate. S-a terminat povestea într-un final, în sensul că noi am apărut în raportul ăla de agresiune împotriva jurnaliștilor pe țară, așa, iar individul care nu știa nici să scrie a luat 150 de lei amendă. Mi se pare normal. Ai observat vreodată că cu cât ești mai agramat și cu cât nu știi să citești sau să scrii, cu atâta ești mai imbecil și mai pornit și mai efervescent când vine vorba de făcut imbecilități? Păi, na.
Și cum se zice, adică există o corelație, omul prost și rău. Da, adică eu chiar am observat chestia asta pe bază de experiență personală și pentru mine a ajuns să fie un foarte mare red flag când unul care nu știe să se exprime vrea să facă chestii. Din punctul meu de vedere, dacă nu știi să te exprimi coerent în limba ta, nu cu agramatismele. Da, ca să înțelegi cât înseamnă un pumn, da? 150 de lei. 150 de lei. Ca să știi. Păi, na, ai auzit că în România, în clipa asta, este mult mai complicat și mai periculos să faci o infracțiune informatică decât o agresiune cu, nu știu, cu vătămare. Adică, pe sistemul, mai degrabă îi spargi unuia capul decât să-i spargi mail-ul. Da. Că dacă îi spargi capul, 150 de lei, hai 200. Da. Îi spargi mail-ul, deja... Și ziceau poliziștii, pui, da, dar stai puțin, nu l-a băgat în spital, cam ce vrei. Corect. Ce? Corect. Cam ce vrei să se întâmple, exact, știi? Adică, da. Dacă vrei mai mult, trebuie să fie cu sânge, cu dalea, cu să apară la televizor, nu bine, așa. Bine, știi, noi de fapt picasem într-o mare poveste așa, foarte încălcită, cu o firmă dubioasă. Oamenii credeau că suntem din partea acelei firme dubioase și că ăia ne-au trimis. Noi nu știam nimic. În emisiunea aia unde am participat amândoi, au intrat niște oameni în direct și tot întrebau și stăteam și ne uitam unul la altul despre ce vorbesc ăștia. Adică, de fapt, povestea avea niște dedesubturi mult mai adânci la care n-ajunsesem pentru că eu eram să păzesc patrimoniul cultural al Ploieștiului, știi? Incredibil. Uite, vreau să te mai întreb o chestie, nu mai are legătură cu inteligența, mai este o singură întrebare de la inteligența artificială pe care... Ba, atât de puțin a pus? Nu, că vreau să spun întrebări de la mine, că mi se par mai interesante întrebările mele. Tu ai fost într-o vreme purtătorul de cuvânt a prefecturii. Da, 2 ani. 2 ani de zile. Într-o vreme însemnând 2 ani de zile. În altă viață, știi, așa o simt, ca o chestie care s-a întâmplat în altă viață. Uite, am râs de am plâns. Eu mi-aduc aminte de tine momentele alea. A fost unul dintre puținele momente când eu chiar urmăream activitatea autorităților locale pentru că făcea sens, adică și înțelegeam ceea ce se comunică. Nu o spun ca să te ridic pe tine, ci pur și simplu a fost un moment în care făceam treaba asta. Nu o să mă bag în zone politice și alte... Păi, dar să știi că nici eu nu mă băgam în zone politice, că prefectura era politică. Asta vreau să zic. Cel puțin la momentul acela. Tu ai fost într-un moment de mare, nu știu, vâlvă politică, unul dintre puțini oameni care te-a implicat într-o poveste fără să fii politică. Și mai mult de atât, ziarul tău, de exemplu, eu știu 100% și pot să demonstrez treaba asta. Nu are secțiune politică. Și nu are secțiune politică nu pentru că tu nu ai putea să scrii sau nu ai putea să tratezi anumite subiecte, ci pur și simplu pentru că este opțiunea ta de jurnalist, de om al cuvintelor, să stai departe de niște întâmplări și conflicte care nu te privesc și care ar face ca publicul tău să se polarizeze. Și acum, în baza în cea... Bă, teoretic ar trebui să mă privească. Știi, stăteam și mă gândeam, inclusiv Robin îmi zicea, și bă, dacă te-ai duce peste tot și ai dat cu ei de pământ, chiar ar fi amuzant, nu? Pentru că nu iau bani de la niciunul, să scriu fix ce am văzut la, la conferința aia. Păi da, și liniștea mea. Și liniștea mea. Pentru că i-am văzut cum lucrează. Adică eu încă deci am văzut cum lucrează pe niște chestii. Uite, îți dau un exemplu. Acum vreo 2 ani, cred, angajații TCE nu-și luaseră salariile. În ziua în care eu am scris, ei nu-și luaseră salariile. A doua zi au luat, nu contează, în ziua aia ei nu-și luaseră salariile. Și m-am trezit într-o dispută. Deci pe grupul pe care am postat acea știre au început diverse persoane, pe unele le cunoșteam, pe altele nu, să spună că știrea este falsă, că jurnalistul este de rea credință, înțelegi? Da, deci așa lucrează. Facerea de bine. Știi, trolii, așa lucrează. Dar chiar, cum facem să... Adică ăsta e un fenomen care din punctul meu de vedere a scăpat de sub control de foarte mult timp. Cea mai simplă chestie din lume în clipa asta este să mă duc la o postare, whatever, a cui, a unei persoane, a unei entități și efectiv să, nu știu, să scriu ce vreau. False. De pe conturi de false. De pe conturi false, că până ești raportat poți să scrii orice mizerie vrei. Și o să se întâmple acolo o polarizare în care oamenii o să se ia de cap și nimeni nu pățește absolut. Bă, dar e suficient să scrie două persoane și o să găsească alți 10 minim care să fie de acord. Nu contează că nu știu subiectul, unii nici nu deschid știrea.
Corect. Păi da, bine, asta se întâmplă datorită faptului că, na, și noi românii, da bine, și alte popoare, ne trebuie proverbialul pâine și circ, știi? Și dacă nu ai pâine, măcar să ai circ. Da, și atunci, dacă n-ai circ, îl găsești. Da, eu prefer să nu prea scriu despre circul politic. Păi și crezi că ai de pierdut din chestia asta sau de câștigat? Mă, nu. Pe liniștea mea e mai importantă decât orice. Aviz ălora care nu dormiți bine noapte. Știi? Dacă nu faci compromis, uite, la fel și în afaceri. Sau cel puțin asta vreau eu să cred. Prefer să câștig mai puțin bani și, nu știu, poate să nu am atât de multe contracte, dar să dorm liniștit noaptea, versus să câștig foarte mulți bani, dar să fiu implicat cu niște entități care mă fac să nu dorm bine noaptea. Minunat! Deci aia este calea spre succesul sufletului tău, în primul rând. Da. Da, și ziceai de prefectură, că de la asta pornise. A fost o experiență interesantă, nu aș repeta-o, încă nu era locul meu acolo. Dar a fost o lecție. Dar întrebare, dacă aș vrea să... Sau mai multe lecții. Dacă cineva ar vrea să devină purtător de cuvânt, hai să zicem la prefectură, la o instituție publică, ce anume ar trebui să facă și ce anume ar trebui să știe ca să ajungă să facă jobul ăsta? Păi, depinde. Uite, la prefectură, purtătorul de cuvânt este personal contractual. Adică este adus de prefect din afară. Și din afară, de oriunde, și pus acolo. Adică eu am ajuns la prefectură pentru că doamna prefect de la vremea aceea, Mădălina Lupea, mă plăcea. Că ne întâlnisem de câteva ori pe teren și cumva am rezonat. Adică pe teren eu luându-i interviuri la diverse nenorociri, cisterne avariate, etc. Da, și atunci a considerat, uite, Raluca e un om care ar putea să comunice corect ceea ce vreme de comunicat. Da, pentru că în primul rând trebuia să, și așa este bine, consilierul ăla trebuie să rezoneze cu tine în primul rând. Corect. Nu, adică dacă n-am încredere în omul ăla, cum ar putea să mă reprezinte? Crezi că ar trebui să existe un soi de... Că este purtătorul de cuvânt al prefectului, nu al prefecturii. Corect. Așa se numește funcția. Prefectului. Crezi că ar trebui să existe o oareșcare responsabilitate, hai să zicem, și juridică pentru oamenii care sunt în poziții în astea de a comunica pentru momente în care ei comunică greșit ceva? Pentru că au fost cazuri în România, știm cu toții, când purtătorul de cuvânt, în loc să zică că e albă, o zis că e neagră, faptul că o zis că e neagră, au băgat în panică niște oameni care mai departe s-au și-au făcut niște acțiuni care... Nu o să dau cu subiect și predicat, dar toată lumea știe că vorbim de perioada pandemiei, că s-a întâmplat foarte multe lucruri. Dacă ne asumăm niște lucruri și putem să venim pe urmă și să spunem, să ne punem cenușă în cap pe românește. Că asta e, știi, sunt greșelile alea pe care nu le faci că ai vrut, ci pur și simplu ai fost indus în eroare, în panica aia, la începutul pandemiei. Eu am prins, înainte să plec de la prefectură, începuse pandemia, nu-ți imaginezi cum era. Nici nu vreau că toată lumea era speriată, de la București nu primeai informațiile potrivite sau trebuia să anunț, știa presa înaintea mea, pentru că de la DSP nu îmi spuneau, că nu știu de ce nu îmi spuneau, că de ce să-mi spună mie, picum, dacă purtătorul de cuvânt era prefectura, trebuia să știu, nu șeful meu trebuia să știe. Corect. În primul rând. Nu era suficient că știe Ministerul Sănătății. Până s-au lămurit lucrurile și s-au așezat, a fost o degringoladă totală. Și mi-aduc aminte că m-a epuizat psihic. Deci cumva a venit, plecarea mea de la prefectură a venit într-un moment cum nu se poate mai bun. Nu că n-aș fi făcut față, aș fi făcut față, dar cu câtă energie consumată, pentru ce? N-avea sens, corect. Nu. Eu cred că comunicarea... Da, asta ziceam. Mă, să spui cenușă în cap. Da, asumare. Am fost informați greșit, ne-am grăbit să dăm niște informații. De ce oamenii n-ar înțelege? Nu suntem perfecți. Suntem toți supuși greșelii. Dar dacă ne asumăm și n-am făcut-o din rea credință, că de fapt asta cred că contează foarte mult, nu? Corect. Să nu faci ceva din rea credință. Fiecare are alte interese. Mi-am pus cenușă în cap. Am greșit, îmi pare rău. Mi-aduc aminte de Carla Tănăsie, o jurnalistă de la Digi. Exact pe la începutul pandemiei a dat, fără să se informeze corect, mă, surse avea din spital. Numai că i-au dezinformat-o. Că n-au știut, că s-au grăbit să spună. Din greșeală, de un medic care a murit de COVID. Tu-ți imaginezi? Doctorița nu murise. Copiii ei au auzit că mama lor a murit de la televizor. Eu mi-aduc aminte perfect că jurnalista în cauză a apărut la știri și a spus, inclusiv după ce s-a făcut doamna doctor respectivă bine,
a venit la emisiune și în fața ei a spus că uite deja piele de găină, doamna doctor, îmi pare rău, îmi cer iertare în fața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră că am dezinformat într-o situație de așa sensibilitate. Păi da, asta nu se mai întâmplă. De ce e așa de greu să spui? Nu e. Așa ar fi normal, așa ar fi firesc, așa ar trebui să fie și în general în orice, nu doar în jurnalism. Uite că a venit Elon Musk. Câtă lume, câți dintre jurnaliștii care au dezinformat că n-a venit omul. Da? Corect. O zis că... Exact. A venit. Libertate. Corect. Singurul jurnal. Da, corect. Ei au Libertate a spus, ne pare rău că v-am dezinformat, am luat o dudă din pom fără să verificăm. Exact. Știi că am ajuns eu la o concluzie după niște mulți ani de zile. Eu cred că știu cum s-ar putea rezolva toate problemele de pe planeta asta. Absolut toate. În general. Și cred că pierdem din esență un lucru atât de banal pe care am putea să-l facem. Și dacă l-am face în comun, lucrurile ar fi atât de bune încât locul ăsta ar fi cel mai minunat loc în care să trăiești. Eu cred că absolut tot ceea ce se întâmplă în lumea asta, tot, pleacă de la comunicare. Absolut tot. Da. Dacă nu ai pus o virgulă unde ai trebuie... Ai dreptate. Și cineva a interpretat altcumva ceea ce tu ai vrut să spui, automat apare un scandal. Dacă noi nu suntem capabili să comunicăm că avem un punct de vedere, dar în același timp respectăm și celălalt punct de vedere care nu este în acord cu noi și să comunicăm treaba asta ca să menținem o zonă de, dacă da, vrei, de pace. Și modul în care comunici contează foarte mult. Și după ani de zile, după mulți ani de zile, nu știu dacă tu și despre mine, dar la un moment dat în viața asta, la fel cum arăt, la fel mă și comportam, adică mare și arțăgos și agresiv, mi-am dat seama că agresivitatea nu aduce nimic pozitiv și de foarte multe ori agresivitatea verbală e mult mai periculoasă decât agresivitatea fizică. Păi poți să fii sigur. Iar dacă noi am... Și deranjează. Da, pentru că odată ce ai scos un cuvânt pe gură, nu mai ai cum să le iei înapoi. Adică, ca să nu trecem în partea cealaltă și să spunem cât de puternice sunt cuvintele noastre, că au propria energie. Yep. Uite, știi că la un moment dat se făcuse un studiu, nu o să caut studiu, dar știu că exista studiul ăsta, care spunea că anumiți artiști au mai mari șanse să fie recunoscuți internațional cu o melodie, tocmai datorită faptului că ei, în momentul în care performează, au o altă energie. Și este un trick care se făcea, un truc. Sunt mulți producători de muzică care, nu știu, trag o voce cu cineva și tot timpul se vă zâmbește. Sau dacă ești nervos, atunci fii nervos, cu adevărat urlă, țipă din tine. Tocmai ca cel care aude să poată să preia din energia pe care tu o transmiți atunci. Eu cred că aspectul are ăsta... Sens. Pe are. Eu cred că chestia asta ar fi, e un lucru la care noi trebuie să dăm mai mare atenție. În momentul în care, de ce se ceartă oamenii pe Facebook sau pe rețelele sociale sau când citesc un articol de ziar? Pentru că scrisul nu-ți determină tonul. Tu ca și scriitor, în momentul în care scrii ceva, ca și jurnalist, tu scrii cu un ton, da? Și ăla e tonul pe care tu-l simți. Omul care pe partea cealaltă, în funcție de starea de spirit pe care o are, s-ar putea să citească materialul respectiv cu același ton ca și tine, dar în același timp sunt foarte multe șanse să-l citească pe alt ton. Și citindu-l pe alt ton, se interpreteze cu totul și totul altceva. Apropo de ton, eu am avut mult de suferit, nu de suferit neapărat, parcă s-a întâmplat în altă viață, știi? Adică atunci când eram un jurnalist mai bun, dar un om mai puțin bun, știi? Și tonul ăla, pe unii ziceau, chiar îmi spunea cineva, și băi, când ai sunat Sunt Raluca Eparu, zice, prima mea reacție a fost să fac așa un pas, deși eram la telefon. Și zic, da, eu doar mă prezentasem, zice, da, tonul pe care ai spus, și zic, da, ăla de forță, nu? Pentru că eu așa mă simțeam în perioada aia vieții mele. Da, erai... Eram călare. Dă-i să sune, exact. Vin articol. Exact, da. E foarte tare chestia asta cu mintea. Deci mi-ar plăcea la un moment dat să adune niște oameni ai cuvintelor ca și tine și să zică, bă, stop joc, hai să învățăm să comunicați. Dacă asta s-ar întâmpla... Eu cred că s-a rezolvat și foama mondială, adică cred foarte tare în chestia asta. Vezi, tonul meu a scăzut în momentul în care mi-am rezolvat eu niște probleme.
Ori până noi rezolvăm fiecare niște probleme, tot nu o să fie... Păi n-avem cum, pentru că, știi? În România încă cititul este tabu, mersul la psihoterapeut este tabu, psihologii sunt cu mă să mă duc eu la un psiholog să-i zic. Și să rezonezi cu ceva și să recunoști în tine niște lucruri. Eu am făcut pasul. Adică tot eu. Și aia cu tonul arțăgos și aia cu tonul blând. Corect. Și care e pornită mai degrabă să înțeleagă niște lucruri și pe urmă să fie, să acuze. Nici nu mai acuz. La ce să mai acuz? Păi, mai la ce? Sunt atât de bine eu cu mine încât, da, asta e, așa se mișcă lucrurile. Fiecare are timpul lui de deșteptare. Nu o să-l deștept eu cu forța, că are liber arbitru. Păi citesc o carte care ne spune că unii oameni sunt aware, sunt deșteptați, sunt treziți. În timp ce o altă parte mare din oameni încă nu sunt. Și păi știi că câteodată îți dă universul, așa, știi? Dacă, păi da, băi, deșteaptă-te că... Păi da, dar trebuie să și vezi ce îți dă universul. Știi, unora ne-a dat anul trecut. Adică am văzut multe divorțuri. Adică lucruri care trebuia să se întâmple, care n-aveau bază solidă. Și am așteptat, știi, universul. Am așteptat, băi, dar cât? Apropo, hai să-ți dau eu un vânt. Apropo de univers... Am zis la un moment dat o chestie, eram cu Mara, eram cu soția mea într-o circunstanță și am zis: bă, nu mai îmi doresc niciodată în viața mea să fac asta. Și eu eram planificat să fac acel lucru, nu o să spun despre ce e vorba, că se tripează după aia unii. Și n-am mai ajuns să fac lucrul respectiv și am zis lui Mara, zic, vezi cum funcționează universul? A fost suficient să scop pe gură, să zic că nu mai vreau să fac asta și s-a întâmplat să nu se mai întâmple. Și de atunci acolo, în fiecare zic: astăzi am 3 milioane de euro. Ah, bravo, că bravo, și încă merge? Da, dar nu, eu tot aștept să mă împiedic de ei, nu. Am înțeles. Nu, înseamnă că nu ți-ai setat foarte clar intenții. Corect. Noi suntem ceea ce credem despre noi, noi suntem ceea ce credem despre lume. Și dacă noi nu credem că suntem într-un punct de echilibru, pentru că și aici e o chestie, unii oameni cred că este doar cald sau doar frig. Eu cred că trebuie să existe și cald și frig în același timp. Și dacă nu conștientizăm chestia asta, nu suntem capabili să comunicăm cum trebuie, nu suntem capabili să comunicăm pe tonul care trebuie și, drept urmare, vom avea mai mult probleme și situații tensionate decât o viață liniștită în care să accepți și când ai avut dreptate, dar și când ai fost prost. Nu? Corect. Corect. Dar asta îți trebuie deja mai multă inteligență ca să... Mai mult decât, știi? Inteligența digitală de la mine, exact. Din laptop. Da, eu n-am încredere în inteligența aia. Da, chiar, de ce n-ai încredere în ea? Păi, pentru că n-are emoții. Păi se bazează pe niște informații și atât, dar informațiile alea nu înseamnă și emoție. Păi da, la un moment dat s-ar putea, zici, să emuleze. Zici tu, să ne ferească Dumnezeu, nu știu, zic. Când o avea inteligența artificială și emoții, nu? De când a apărut, că depinde ce emoții are. De când a apărut toată bizareria asta? Bine, noi cumva în IT, noi vedem de dinainte de publicul larg impactul inteligenței artificiale. Adică, na, cum să zic, că deja zi ani de zile de când ne jucăm cu anumite forme de rețele neuronale scrise foarte bine, care rezolvă anumite chestii. Și la început nu a fost o chestie, cum să zic eu, periculoasă sau care să pună semne întrebare. Funcția prin care puteai să rogi un robot să-ți valideze un cod exista și exista dinainte să fie toată lumea așa de fascinată. Dar eu cred cu foarte mare tărie ceea ce spun în clipa asta. Eu cred că